Lovitură pentru Iohannis din partea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. CNSA susține că din cei cinci procurori respinși de președintele Claus Iohannis pentru lipsa adeverinței care să ateste necolaborarea cu fosta securitate, unul avea respectiva adeverință, trei procurori sunt în curs de verificare, iar altul nu are nevoie de adeverință pentru că era minor în perioada regimului comunist. Asta arată Consiliul într-un răspuns la o solicitare a site-ului Pentru Adina Florea, propusă procuror șef la DNA, s-a emis adeverința numărul 5430 din din 2009 cu menținere în anul 2017 postată pe site-ul instituției. Pentru Sterski, Florena Ester, procuror la parchetul de pe lângă alta Curte de Casație și Justiție, Elena Georgiana Hosu, procuror la DICOT și Iuliana Nedelcu, procuror la parchetul de pe lângă alta Curte de Casație și Justiție, CNSAS a demarat procedura de verificare. Instituția mai menționează că nu a demarat procedurile de verificare pentru Antonia Eleonora Constantin, născută în 1975, procuror la parchetul de pe lângă alta Curte de Casație și Justiție, pentru că era minor în perioada regimului comunist în acord cu legea numărul 293 din 2008 privind accesul la propriul dosar și de conspirarea securității, mai precizează sursa citată.